Jac. Poate are ceva pentru Jefte, că s-a descurcat foarte bine. Da, da. Ar fi o... Dacă ar avea ceva, ar te-ai dat acum, imediat, pentru că nu poți să știi ce urmează. Care credeți că ar fi suma corectă? La ce sumă ar trebui să-l dea Hagi? Jefte acum? Da, în momentul de față. 200-300.000 de euro. Haideți, domnul Dinu, așa puțin? Păi ce să-l dea? Cum păi ce? Că e marcat. Cine crezi tu că ia un jucător care a jucat 6 luni de zile la un nivel cât de cât bun și a marcat niște goluri în România? Campionatul românesc, tu crezi că este așa la un nivel ridicat? Și că asta e suma reală. Până în 400.000 ar fi o sumă corectă pentru club, pentru Hagi, pentru că Hagi l-a luat gratis. Adică da. Și Gică, cred că pune în balanța asta, nu să domnule. Nu, Hagi a părut mereu corect, n-a venit vorba de sume transfer. Mi s-a părut că niciodată n-a fost exagerat. Da, doar discuție cu Gigi Becali a cerut mulți bani. Și cu CFR-ul, și Craiova. Și Craiova a plătit. Nu atât de mult cât a plătit. Gică Hagi a vândut jucători români foarte tineri, toți da peste 1 milion. Da. Sume bune. Aprecia și, în afară, Cicldo, care acum și-a recuperat banii pe el, Rotaru, la FCSB deocamdată, cine? Moruțan. Nu, Moruțan vine de la... Nu, mă gândeam la jucători tineri. Tânase, nu, deocamdată. Comanu, deocamdată. Cei care au mai fost pe acolo în dreapta, a fost fundașul dreapta, Benzar. L-au luat ceva Benzar, nu știu că a luat sumă care plăteau pe el. 500.000 dacă... Da, deci era un jucător de nivel mediu. Nu mai contează, ne facem acum ancheta noi să vedem câți bani au luat pe ei domnul Becali, dar eu spun că Gică